Bună seara, doamnă, mă auziți? Alo, bună seara. Bună seara. Ce s-a întâmplat atunci în seara de 31 decembrie? Deci s-a întâmplat în felul următor, nu știu exact să vă dau ora, era între ora 1 și 2, au sunat la ușă, au bătut la ușă doi copii, eram în casă, am o fetiță de un anișor, eram în casă cu doi, încă o femeie și un bărbat, au venit cu storcova, două fetițe și un băiat. Au cântat, se storcovește, li s-a oferit o sumă, că așa se procedează, și după aceea, într-adevăr, soțul nervos s-a luat de acel copil pentru că de nenumărate rânduri am găsit obiecte lângă mașină. Lapte, cutii de lapte care se dă la școală și nimeni pe acea parte nu mai este la școală ca să arunce cu așa ceva în mașina noastră. Și nenumărate obiecte, sticle de vodcă și... Asta a fost tot lucrul, dar nu se pune problema că acel copil a intrat în casă. Doamna, da, acum vă întreb, era un moment așa bun pentru soțul dumneavoastră, ca pe 31 decembrie noaptea, când au venit copiii cu sorcova să-l apostrofeze? Dar că nu, doamna dinainte a mințit? Nu a fost un moment bun, doar că soțul s-a dus la bunica băiatului de nenumărate rânduri și i-a spus că nu este bine ceea ce face. Ceea ce face copilul sau bunica? Ceea ce face copilul, nu bunica. N-avem nicio treabă cu bunica. Nu că nu bunica, presupun că nu bunica a aruncat cu acele obiecte pe mașină. Dar de la aceasta până... Deci suntem martori care am fost la data respectivă. Sunt foarte... Deci nici nu pot să mă controlez de acuzațiile care se aduc soțului meu. În noaptea aceea a sunat la poliție, au venit doi polițiști la noi la ușă, ne-au luat declarații, au spus că a fost și la această doamnă, a dat declarații, copilul a spus că nu a fost bătut sau agresat de soțul meu, a venit și salvarea, a constatat că copilul, au chemat și salvarea, a constatat că copilul nu avea nicio traumă, nu avea absolut nimic, pentru că nu a dat în el. Într-adevăr, l-a acertat, dar asta de a accepta și a spune unui copil al mustra și a spune că a fost băgat în casă și trântit de pereți și de uși, asta e altă, e cu totul și cu totul altceva. Dar de ce ceilalți copii cu care era băiețelul Iustinian la sorcovit povestesc? Erau două fete. Celelalte două fete când a văzut că îl ceartă pe... Nici nu știam cum îl cheamă pe copil. Când îl ceartă pe copil, celelalte două fete au și plecat. Nici nu au fost de față. Și a durat foarte puțin, adică nu să fie copilul traumatizat. M-am întâlnit eu cu soțul și cu copilul meu în brațe, ne-am întâlnit cu acel copil pe scara blocului, mai era cu încă un băiat, nu a fugit, nu a prezentat nici o urmă că i-ar fi frică de soțul meu. Da. Doamne, iertați-mă, vreau să vă întreb și eu ceva. Spuneți. Sigur că noaptea aceea, care pentru un copil este magică, se duce la sorcovit, se duce să colinde vecinii, cu două colege sau două prietene, două cunoștințe. Dumneavoastră credeți că acest copil va mai uita noaptea aceea vreodată în viața lui? Domnule, eu nu spun că ceea ce a făcut soțul meu nu trebuia să facă să certe acel copil niciodată, pe de altă nu doar parte, neapărat în noaptea aceea. Ce vină aveau fetițele acelea să meargă acasă când ele doreau să colinde vecinii sau să colinde? Da, știu că s-a întâmplat așa ceva. Așa s-a întâmplat, dar nu acuzații să zice doamna pe geam, spune doamna că este bolnavă. Într-adevăr, apare cu acel tub de oxigen, dar a țipat într-o seară când veneam cu soțul meu, a început să țipe pe geam că te mănâncă pușcăria, pedofilule și toate lucrurile acestea. Soțul se face o anchetă la muncă, urmează și noi, nu ne-a chemat nimeni încă să dăm declarații, că suntem martori în acest caz. Este foarte adevărat. Nu s-a făcut absolut nimic, deci ar trebui să ne cheme și pe noi, nu să ia doar declarațiile la copil și copilul spune doar da, da, da la ceea ce spune bunica. A nu se înțelege că ceea ce a spus bunica, vorbele pe care le-a folosit, noi nu le condamnăm sau nu le blamăm? Nici a arunca tot felul de lucruri în mașina unor vecini. Ar fi trebuit. Nu este un lucru care vine din noi nici nu știam despre acestea. Să vă spun ceva.